Zile trecute sau chiar ieri, cred că, da, cred că ieri, am văzut și anunțul unui atacant care vine din vară la CFR Cluj. E vorba de Mohamed Camara de la Hapoel Haifa. Știai despre el sau s-a discutat înainte să vii tu la CFR? Da, o să discuție mai veche, dar a semnat după ce am venit eu. M-am uitat și eu la el, este un jucător foarte bun, din vară va fi jucătorul nostru. Și e important să ne pregătim sezonul de acum, pentru că nu se știe ce se va întâmpla la vară. Dacă hotelul o ține ritmul ăsta, riscăm să-l vindem, ca să spun așa. Da. Și atunci trebuie să fim pregătiți. Este hotelul în acest moment cel mai în formă jucător de la CFR? Cel mai determinant, decisiv? De când a venit eu, cel mai multe goluri are Bârlige, așa că nu pele. Este un jucător care are consistență până acum în joc, chiar dacă de multe ori eu cred că, să zic, profită mai mult decât ar trebui sau, eu știu, de calitățile sale, și anume aceea de a fi foarte puternic în unul la unul, vede și dumneavoastră, dar așa cum îi spun eu în multe momente, îi spun să diversifice puțin alegerile, pentru că după aia devine previzibil. Așa că în momente ar trebui să joace cu echipa și pentru echipă, și după aia are și timp să fixeze adversarul direct, pentru că altfel riscă să obosească, să consume energie inutil și va dăuna echipei. Dar e un jucător, de perspectivă, un jucător care e important. A crescut foarte mult față de ce era la UTA, și lucrul ăsta ne bucură.